Suntem pe drum spre pădurea africană unde l-am mai văzut pe Bigfoot și încercăm să filmăm ca să vedeți și voi lumea, să avem dovadă că chiar există Bigfoot în pădurea de pe Solovan, pădurea africană. Acum suntem ducată într-un sat părăsit, nu case, nu nimica, aproape nu este nicio populație. Mie este și nouă frică încă să umblăm pe aici. Așa, mai vedeți, suntem. Deci nu-i populație. Am revenit aici, suntem încă pe digul Ghenci de... Puteți vedea... Și frică să pomenesc de la lung unde se află Bigfoot. Și sperăm că o să-l găsim, dar trebuie să trecem această apă, acest drum, mai bine zis, pe podul ăla. O să fie un frag, dar... Sperăm să-l găsim pe Bigfoot. Podul este în prăbușire. Încă continuăm. Puteți vedea că încă mai puteți vedea civilizație. Încă mai este civilizație. Suntem doar eu și cameramanul, în caz de ceva pot să apelez pe echipa de urgență și smurt că o să vină una, două cu elicopterele în caz de ceva. Încă înaintăm în continuare. Este foarte periculos acest pod că s-ar putea rupe în orice moment. Și mă tem că trebuie să-mi petrec noaptea pe deal cu Bigfoot. Am revenit aici, suntem aici la pod. Și mi-este foarte greu să strig acest pod deoarece știu că poate fi foarte periculos. Și fatal, se poate rupă oricând deoarece Bigfoot traversează foarte des pe aici și... Uitați, puteți vedea și voi scândură de scaun de autobuz. Aici, în apa asta, a copilării Bigfoot. Podul se poate rupe în orice. Poate să poate să poate să rupă în orice moment. Era... Puteți vedea, priveliște frumoasă. Ce asentul, Valen? Puteți auzi ce scârție acest pod. Nu este și foarte frică să-i traversez. Ce merge? Hai! Bun, am revenit în direct aici, suntem la locul unde poate părea oricând Bigfoot, uitați că mai puteți vedea urme de civilizație, dar acești oameni poate sunt împăcați cu Bigfoot. Mergem pe drum, mergem. Speram să întâlnim pe Bigfoot din orice moment, uitați vedea plin de fecale, uitați aici, fecale ca aspecte, ca lăsați din om. Bigfoot e aproape. Ați auzit? Ăsta e Bigfoot. Veniți, mergeți. Este foarte greu să înaintez în această mlaștină, în această zonă foarte... Nici n-am putut să vă descriu. Uitați pe care. Am revenit din nou. Uitați aici un țăran, cred că, nu știu, cred că mai bine o să avem ceva. O să iau un interviu despre Bigfoot. Bună, Drago, Drago, bună, ce faci, țăranii? Cine e ăla? Nu te sperea, deci noi vrem să te întrebăm dacă știi de acest monstru care cutreieră pădurile astea. Bigfoot, știi de Bigfoot? Da, am întâlnit odată la pescuit aici jos. Nu se poate. Chiar ai întâlnit pe Facebook, pe Bigfoot? Da. Oi, yeah, capul meu. Ce? Nu se poate, ce cutreietor, na, bine, duce. Am revenit eu. Uitați acolo și avertismente, atenție, pe aici trece Bigfoot. E foarte periculos. Uitați, aceste daune, toate sunt produse de Bigfoot. Hai să puteți vedea un micro, foarte frumos acest pod. Aaaa, piciorul! Aaaa! V-am zis că e periculos acest pod, uitați colegul meu de la... Hai mă sus! Ia, piciorul! Este foarte periculos aici, v-am zis colegul meu de la regie, cam mai bine cum s-a omorât aici, sunt colegii mei, putem merge. Îl avem și pe țăranul care a decis să ne îndrume, să ne ajute în continuare să ne spună despre Bigfoot. Am revenit și încă pe Bigfoot, nu l-am găsit. Încă l-am găsit pe Bigfoot și sperăm să-l găsim. Uitați! Este ceva urmă acolo. Drană, bă, stai, doamne, stai! Nu vei nică ești pe ea. O să-i mare! Ioi!